Strada Județului Sălaș, Festivalul Artelor Muza Fest. Astăzi ne bucurăm de o expoziție de fotografie chineză în România, cu sprijinul domnului Ștefan Tot, Asociația Eurofoto Art. Îi mulțumim și de această dată pentru colaborare. Vom avea următorul moment muzical, interpretat de prietenul nostru Tuzo și Andorio. Iată-ne astăzi la cea de-a cincea ediție, perioada în care am reușit să venisăm mai multe expoziții ale artiștilor fotograf în diferite orașe ale României. Ediția a cincea a festivalului este organizat sub patronajul Ambasadei Republicii Populare Chineze în România și a fost dedicată Zilei Naționale a Chinei, care este în data de 28, mi se pare, septembrie. Festivalul a debutat la București, la Casa Româno-Chineză, în data de 26, unde am lansat, am venisat o expoziție de artă fotografică din China, intitulată Tradiții Populare Chineze, și la acest moment, la această, adică la lansarea acestui festival, a participat și prietenul meu, Tuzo Șandorioge, căruia îi mulțumesc pentru implicarea în acest festival. Sigur, probabil, cum ați putut să vă dați seama, a interpretat mai multe piese din repertoriul chinezesc. Sigur, și acolo a avut un succes foarte mare. În acest interval am organizat foarte multe expoziții, proiecții de digiporamă prin care am promovat arta fotografică chineză și iată-ne astăzi la Zalău și am venit cu mare plăcere. Vreau să vă fac cunoscut faptul că luni la Biblioteca Județeană din Baia Mare va avea loc festivitate de închidere acestui festival. Sigur, am venit cu mare plăcere și eu vreau să mulțumesc în primul rând colegului meu Otilo, care a făcut o prezentare, cred că corespunzătoare, la nivelul domnului director și noi de atunci am început o colaborare concretizată cu organizarea primului curs de fotografie de tehnică și artă fotografică în vara acestui an la Zalău.
Am organizat o expoziție extraordinară cu din lucrările absolvenților și eu cred că prin acest vernisaj am pus și bazele unui fotoclub, primului fotoclub din Zalău, care este agreat de domnul director să funcționeze în cadrul Centrului Cultural. Vă mulțumim pentru această colaborare și eu sper că, începând cu acest vernisaj de fiecare dată, să putem veni cu câte trei expoziții în cadrul celor trei festivaluri internaționale organizate de Asociația Internațională Eurofoto Art, în luna ianuarie-februarie, Festivalul Internațional de Fotografie Caropodlesat Mare, în luna mai Festivalul Fotografiei Europene și în toamnă de fiecare dată în cadrul Festivalului Fotografiei Chineze în România. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, ne bucură faptul că totuși am venit câteva doamne domnișoare foarte simpatice și oricum atmosfera este completă, dar eu sunt sigur, așa cum m-am convins, că aici trece foarte multe lume și expoziția se va bucura de succes. Vă mulțumim pentru colaborare și sprijin. Maestrului la fel și invităm să interpreteze următorul moment muzical. Despre expoziție, câteva gânduri doar. Am observat, în primul rând am venit pentru exotismul oarecum așteptat al temelor, dar se pare că pe lângă acesta sunt și alte abordări. Bineînțeles, peisajul totdeauna va fi o temă principală a fotografiei, cum și în această expoziție, iar jocul de umbră-lumină și contrastele tari, chiar și cromatice, sunt prezente și aici. Structurile foarte dinamice de compoziție au fost iarăși un subiect important al artiștilor care se prezintă aici și, bineînțeles, sunt mai multe care prelucrează figura umană sau grupul de figuri, iarăși o temă foarte importantă a fotografiei, tema rustică, tema citadină, urbană, fiecare la rândul lui foarte expresivă, bineînțeles tehnic foarte frumos și cizelat, prelucrate, printurile de calitate. Mulțumim foarte mult. În primul rând, suntem noi copleșiți. Sper să vină cât mai mulți vizitatori pe parcursul celor două săptămâni. De obicei, liceele își aduc elevii, mai ales liceul de artă, cred că va veni și o să vizităm. Mulțumim, felicitări! Ceea ce mai trebuie observat din aceste fotografii este lumina, cum ai menționat foarte bine. Eu am fost de 8 ori în China și mi-este foarte apropiat acest oraș. Am fost și în Tibet 2 săptămâni, deci vă dați seama, după ce ai petrecut atâtea săptămâni și luni în
acest minunat decorat al Chinei în general și al Tibetului. Ce este un lucru extraordinar și ceea ce în Europa nu există? Lumina. Deci lumina, dacă și cred că ați putut observa în foarte multe imagini, atât răsăritul cât și apusul, face ca imaginea să devină un lucru care nici nu putem închipui la noi. Numai dacă ne uităm la această imagine, nu, fotografie făcută chiar în Shenzhen, asta este un orășel provincial de circa 200 milioane de locuitori, nu e oraș mare. Deci putem să descoperim atâtea nuanțe de oranj care în Europa niciodată nu putem vedea așa, dar la foarte multe imagini acest lucru se poate observa, inclusiv la imaginea din colțul acestei sări. Deci, cu alte cuvinte, este o lumină în care se scadă în general toate fotografiile și așa cum ai observat foarte bine, multe din aceste imagini sau majoritatea lor au fost realizate cu mare măiestrie artistică. Îți mulțumim încă o dată pentru aceste momente muzicale. Thank you.